Comemorarea lui Ice Brătianu, personalitate dominantă a scenei politice românești de la începutul secolului al XX-lea, care s-a remarcat mai ales prin realizările sale ca prim-ministru al României interbelice și ca președinte al Partidului Național Liberal, a fost al treilea eveniment din cadrul proiectului Argeșeni Valori Naționale, inițiat de prefectul Cristian Soare și subprefectul Ion Burnei. Evenimentul a debutat la capela familiei Brătianu, unde un sobor de preoți a oficiat o slujbă religioasă urmată de ceremonialul de depunere de coroane. Momentul a fost urmat de un ceremonial militar cu prilejul dezvelirii unei plăci comemorative în amintirea marelui om Ion Ice Brătianu. Toată activitatea noastră politică ne-am întrebat dacă suntem demni de cei care au format România Mare, practic, de cei care ne-au arătat drumul politicii așa cum ea ar trebui să fie. Nu știu dacă am reușit să dăm un răspuns pozitiv până acum ca politicieni. Noi însă încercăm, mai ales ca urmașii acestor oameni politici, în familia politică a liberalilor, să încercăm să convingem și să fim demni de ceea ce ei ne-au arătat în trecut. De la ora 12, în Sala de Cultură a orașului Ștefănești, a avut loc un simpozion în care au luat cuvântul istorici, academicieni, reprezentanți ai bisericii, greutatea fiind dată de omul politic și academicianul Dinu Zamfirescu. Au luat cuvântul și o parte dintre parlamentari, dar și Filoftea Pali, directorul Muzeului Golești, care a făcut o scurtă prezentare a donației de costume populare făcute de Sabina Cantacuzino și Elisa Brătianu. Instituția prefectului, așa cum a spus și dumneavoastră, a deschis această serie de manifestări, de evenimente argeșeni, valori naționale, deoarece avem foarte mulți argeșeni care au reprezentat foarte mult, atât la nivel național cât și la nivel internațional, pot spune. Sunt argeșeni de care trebuie să ne aducem aminte de fiecare dată cu drag, cu respect pentru tot ceea ce au făcut pentru România. Este cazul celui care a fost Ion Ice Brătianu. Este important să avem oameni politici de carieră, oameni politici care să se raporteze la valorile naționale, la familie și care să nu uite niciun moment că trebuie să facă politică pentru comunitate, nu pentru sine. Noi, argeșenii, avem un izvor important de tradiție, de seriozitate, de oameni politici care au reușit să construiască România Mare, să facă ceva pentru țara aici, în Argeș, și Ion Ice Brătianu reprezintă o personalitate de înalt prestigiu moral, de la care fiecare dintre noi va trebui să ne împrumutăm valorile și să le dăm aripi, astfel încât cât mai mulți dintre politicienii din România să se raporteze la ceea ce a spus Ion Ice Brătianu. Brătienii au fost una din cele mai mari familii ale neamului românesc, au fost extraordinari pentru poporul și formarea poporului român. Azi nu numai politicianul, dar și omul de rând nu mai știe ce românism, nu mai știe ce patriotism. Dureros, dar e adevărat. La eveniment au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, primarii de la Câmpulung, Ștefănești, Topoloveni și Mioveni, dar și numeroși parlamentari.